mama mea lucrează în Anglia, încă de când aveam eu 5 ani. Tatăl meu este și el plecat în străinătate. Părinții mei sunt despărțiți încă de când aveam 5 ani și de atunci bunica mă crește. Doar ea. Ea ține locul și de mamă și de tată. Muzica mi-a fost mereu alături. Nu puteam să adorm fără muzică, era... Deci trebuia să fie muzică la noi în casă mereu, non-stop. Și cred că asta mi-a intrat în sânge. Eu fără muzică nu pot să stau. Deci muzica mă alină. Cel mai mult mă susține bunica mea, bineînțeles. Încă de mică ea m-a sprijinit și m-a îndrumat pe acest drum al cântecului. Și, bineînțeles, și mama mea mă susține de acolo, din străinătate. Mi-am făcut chiar și o piesă, linie melodică și text, pe care eu dedic mamei mele. Pentru ea am făcut-o și în acest cântec mi-am pus eu toate sentimentele, și de tristețe, și de bucurie. Deci, prin acest cântec îmi exprim eu viața. Melinda, ai un nume foarte frumos. Mulțumesc frumos. Cu cine ai venit la Vedeta Populară? Am venit cu bunica mea, cel mai mare susținător al meu. Deci e fanul numărul 1, înțeleg? Da, da. Și cu mama când ai vorbit ultima oară? Cu mama am vorbit chiar înainte cu o jumătate de oră, să-i spun cum este aici în platou. Și zi-mi ce i-ai spus. Mami, te rog frumos să-mi ții pumnii, că am puține emoții și să mă susții de acolo din Anglia, pentru că am nevoie, într-adevăr, de foarte mare susținere, mai ales din partea unei mame. Să vedem ce spune juriul apropo de ceea ce ne-ai prezentat. Grigore Leșe, vă rog. Este un copil minunat. A venit cinstit. Cântă o melodie din repertorul Mariei Lătărețu. Știm cu cine avem de-a face. Foarte bine. Glasul este cu ea. A cântat foarte frumos, așa că Dumnezeu să-i ajute. Mulțumesc frumos! Eliza Stan, vă rog! Un
pic a fost gâtuită vocea în registrul acut, dar nu a fost discrepanță mare între felul în care ai cântat tu și ce anume trebuia să iasă. Așadar, a fost bine. Mulțumim! Niculina. Rovinari, Șomanești. Cine-i de la Șomanești și cântă? Nu știi? Nu știu, îmi cer scuze. De la Șomanești este Victorița Lăcătușu. De la Șomanești, dacă te duci un pic mai jos, este Drăguțeștiu. De la Drăguțești cine e? Oh, pe mâna mea să fiți! Dacă n-ați visa harta fiecărui județ al vostru în față, așa, așa v-aș crește, cu harta județului în față și cu fiecare interpret pus de unde este el, de unde vine, ca să înțelegeți stilistica interpretativă. De la Drăguțești este Maria Loga. Iarăși, lângă tine, acolo. Lucrurile astea trebuie să le visezi. Ai cântat bine, ai un costum frumos, dar eu, de la Olteni, vreau mult mai mult, mai ales de la cei din Gorj. Iar tu poți nu mult, poți foarte mult. Vreau să știu că ai învățat lucrurile astea și că le-ai și făcut. Da? Da. Ce bine, mă mulțumiți. Mulțumim. Vă mulțumesc frumos și eu. Dacă ar fi să găsesc o mică obiecție, ar fi doar lipsa ta de experiență, pentru că la 17 ani nu ai cum să stăpânești atât de bine cântecul. Dar în rest ești foarte bine. Mulțumesc. Felicitări. Frumos. Mulțumim. Bogdan, te rog. Ce pot să spun despre o sârbă? Mă privește bunica mea de la Tetoiu Țepeș, Crăpăturile din Ceruri, care juca sârba până în ultimele clipite de viață. Ce aș putea eu să spun despre o sârbă? Ai ales o sârbă frumoasă pe care a înregistrat-o Maria Lătărețu în 1960 cu orchestra Nicu Stănescu. Deci da, în primul rând că ar trebui ca rezervorul tău de vitalitate să fie sârba. Și da, știu că sârba este cea prin care vă exprimați voi mereu cu acea energie descătușantă. Pur și simplu, când văd oltenii jucând sârba, nu mai trebuie nimic altceva. Sper însă ca la proba a doua să vii cu altceva și nu tot cu o sârbă. Mulțumesc! Mulțumim! Știu că tot cu o sârbă o să vii. De-aia am zis. Știu. De-aia am zis. E ok. Bun. Mulțumim foarte mult. Ne vedem mai târziu. Succes! Bună seara, maică bună! Ce-ntorci caierul de lână, ce-ntorci caierul de lână. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara. A, mie și mie îmi place tare mult Maria Lătărețu, așa l-am cucerit și eu pe el, că cântam. L-am cucerit că îi cântam așa. Mai treșnică și tu de alu. Și vino la noi cu calul, să-i dau grăunței cu poala, ție să-ți dau vicoala, în calul lui să-i dau grăunțe, aci! Și ție să-ți dau palmuța. Avem niște probleme în familie, dar uite, ne-am bucurat în aceste momente de glasul tău, de prestația ta. Ai lăsat juriul fără cuvinte. De frumusețea ta. Grigoraș, n-a mai avut ce să zică. Da, mă bucur din suflet. Ai fost surprinsă și tu, așa că te-a surprins? Da, eram, într-adevăr, eram frumos, cu lacrimile în ochi, încercam să mă abțin. Erai surprins, cum mă, nu zice nimic? Nu zice nimic. Da, am fost surprins. Am fost eu mai devreme la el și mi-a explicat cum stau lucrurile. Da, mai liniștit ea puțin. Da, de asta mă gândeam că e ceva suspect, eram sigură că... Nu se poate când mă știe pe mine aici, asta și cu... Ați discutat ceva înainte. Păi complimentează fetele într-una.